Ce a retras un oțet de pe piața din România era prezentat ca fiind din vin, dar sticlele conțineau acid acetic. Acum Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului a anunțat că a oprit de la comercializare produsul. Sticlele cu acid acetic și apă erau vândute ca oțet din vin într-un hipermarket din România. Potrivit ANPC, în urma unor verificări desfășurate într-un mare lans de magazine, au fost prelevate probe din produsul oțet din vin Seineana, lotul din luna mai 2022. Scopul probelor a fost acela ca un laborator acreditat să poată determina prezența acidului acetic în produs. Acidul acetic este un acid slab, cel mai simplu acid din clasa acizilor carboxilici. Marea problemă este faptul că nu provine din vin, așa cum spune eticheta. În urma analizării probelor depuse la laborator, s-a constatat că produsul prezentat și vândut consumatorilor ca provenind din vin nu are nicio legătură cu acesta, fiind de fapt, o soluție obținută din acid acetic și apă, se arată în comunicatul ANPC, astfel măsura opririi temporare de la comercializarea sticlelor despre care românii aveau falsa impresie când cumpărau că oțet, a fost transformată de comisaria NPC în cea de oprire definitivă de la comercializare și retragere din circuitul consumului uman a produsului, nu este pentru prima dată în ultimul în ultima perioadă când lanțul german de magazine este obligat să retragă de pe piață anumite produse. La începutul lunii iunie, un alt producător a decis retragerea de pe piața mai multor loturi de semințe care erau vândute în magazine. De asemenea, la sfârșitul lunii mai a mai fost retras un alt lot de semințe din același motiv.